Cred că-l știu. Mi se pare foarte cunoscută mașina, dar... Bă, ăsta-i Marian. Hai că avem subiect. Lights, camera, action. Nu știu dacă... N-am oglindă să se bată acolo, știi? Unde să nu știu ce mai spate? Zi. Ușor așa să conduci prin oraș, să dă unde vrei tu, unde simți, unde crezi că e mai liber. Am închis ușa. Deci nu e de la ușa. Bine. Știu, s-a lăsat ceața, a început un pic să ningă. O să vă arăt și mașina, dar până să vă arăt, să vă zic el despre ce-i vorba. Vrem numai bună pentru Subaru. 4x4 Subaru. Bine, știu că te distrezi. Oricum, îți dai seama că mai vor mai fi elemente tăiate, deci lejer aveam o discuție că să fac la aia. Ce-ți mai amintești, cum îți amintești, mai zici că... Să avem un trafic. Asta tare îmi place, Civicul ăsta, e bestial, așa de mult îmi place. Frâne și eu am, dar cauciucurile nu mă țin, frate. Nu știu ce naiba. Avem și niște arcuri sport, de sub HR, reglabile, de înălțime, înțelegi? Da. Mamele nu știu ce naiba, parcă sunt mult mai tale, tale sunt mai ok. Deci se simte mai ușor. S-a dus în Anglia, probabil de aia. Probabil, da, stai că te văd aici. Oh, da, stai lux, am eu... Hai, că să vezi, bă, să vedem un speed bump de ăla. Da, bine, și astea-s nașpa. Asfaltările nu sunt făcute la modul cum ar trebui de ingineri.
valuri, drumurile, combinările sunt de cea mai proastă calitate. Mea e jos, eu nici nu pot, că ți-am zis la ITP, efectiv nu putut să treacă cu jugul mașinii peste cricul ăla lui. Fiind așa de jos, o trebuie să dea cu spatele înapoi, nu a putut o trece, nu știi cum se trece normal, pe linie, pe bandă, pe cum ar veni. Da, bun. Hai să-i dăm. Cam așa arată ea ninsă. Și murdară. Hai să vedem și în spate. Nu vrea. Nu a vrut. La fel bancheta. Fain. Închide. Lights, camera, action. Așa. Punem pe ăsta aici. Poliția? Ceva? Să sperăm că încă nu o să am probleme. Deși m-a oprit și am rezolvat treaba foarte ușor. Ai fost oprit. Putem spune. Povestim așa, că asta o să fie înaltă. Am înțeles. Știi cum e ruptură. Păi, a fost foarte ușor. Am depășit. Așa am semnalizat când am depășit. La pur și simplu trecere de pieton și era un semafor acolo. Se făcuse tocmai verde și am depășit coloana care era pe prima bandă și am zis că pe a doua bandă nu era nicio mașină și am zis că trec mai repede. Am accelerat-o puțin și nenea polițai din partea dreaptă mi-a întins mâna, trage pe dreapta. Am tras pe dreapta, fain frumos, ce mi-a zis? După câteva vorbe mi-a zis că nu de aia m-a oprit, mai exact m-a oprit pentru tobă, că se aude toba și vreau omologare pentru tobă. Omologare pentru tobă. Și am avut aceeași chestie cu ITP-ul, chiar i-am zis legat de asta, că cel la care mi-a făcut ITP-ul mi-a zis că ce am făcut la tobă. N-am făcut nimic, așa mi-a venit, nu că ai făcut ceva, că sună mai grunjos, mai ceva îi modificat. Zic, eu n-am modificat nimic, mi se pare că sună stoc și efectiv aș face ceva în plus, dar nu știu cure are ăsta să-ți dea o foaie. Măi, domnule, pentru decibelii ăștia, toba asta, da, o trecut, îi pui foaia în față la poliție și asta e, nu are ce să se lege cu absolut nimic. Dacă RAR-ul te-a controlat și ți-a dat o foaie, ai justificare. Și la fel și el, să treacă RAR-ul așa pe modul ăsta în care, chiar dacă e modificată toba, cu decibelii ăștia în plus pe care are față de o tobă normală, dacă i-a dat voie, i-a dat voie, nu? Și na, vin ăștia în trafic și îți fac câte o... E, lasă, că după multe convingeri și multă muncă de convingere am reușit să-l conving, să-i spun la om că mașina a trecut RAR-ul cu toba care e pe ea. Da, parcă le vine greu să
creadă, dar tot mai multe mașini de astea modificate se aduc în țară și efectiv te lasă la reare. Am înțeles că n-ai voie cu distanțiere, am înțeles că n-ai voie cu nu știu ce dobă, cu nu știu ce faruri, stopuri care nu sunt omologate dacă sunt umblate în ele, că te-ar respinge, dar hei, trăim în România, nu e așa. Din păcate sunt o grămadă de bombe fumigene de astea, de dieseluri fumegând la negru pe drumuri și ITP-ul a trecut. Bine, mersi de... Mersi de aerul pe care mi-l bag în mașină, știi? Când merg în spatele lor. De ce tare ți-o pus microfonul acolo? Păi da. Mi-l-a pus acolo, mi-l băgat. Păi era mai bine dacă pune aici, în zona asta, undeva. Sincer că asta tot timpul când îl las, Daniel. Da. Și un pic în jos. Bine, dar tot ai, tot ți-i prins bine pică. Păi da, ai prins. La modul nu pică de tătul, că-i pus cablul bine. Da, e ok. La cealaltă, și la cealaltă tot aici l-aveam, la aia albă. Doar că nu știu, când vorbeam la telefon nu se auzea destul de bine. Poate că a fost stricat. Nu știu, se auzea, dar nu se auzea destul de bine. Mă auzeam că mai departe. De la asta se aude chiar foarte ok. Nu știu dacă nu era pe Cluj matriculată. Nu o să aibă aceleași numere, că a zis că nu mai vrea numerele alea, dar o să... Acum, chiar ieri a transcris-o, deci... Da. A înmatriculat-o, mai bine zis, că a dus-o de dincolo. A, nu, a ta! A. Asta când ai transcris-o cu numele de sat mare? Ieri. A. Puh, super, e sat măreanu. Nu se mai prezinte ca și Cluj, vine cu mașina din Cluj. Cluj, că nimeni nu te grăbește. Deci tu n-ai buton de reglaj la far? Nu. Ai. Pentru că sunt xenone de fabrică și atunci când te pui mașină se reglează automat farul. Eu am auzit și eu că la lângă roată este ceva senzor care exact citește înălțimea și alea. Exact. Na, bine, dar eu la mea n-aș putea. Chiar dacă o scos ei și cu xenon, deci far cu xenon și cu reglare, dar n-am de unde să găsesc în toată țara asta, că efectiv e atât de... Deci, la modul, vorbind la modul serios, am văzut și eu un video. Seat Cupra sunt mai puține ca și Lamborghini. Mai puține mașini ca și Lamborghini. Da. Poate nu credeți, căutați. Sunt mai multe Lamborghini decât Seat Cupra. Și de-aia e greu să găsești una să ți-o dezmembreze, să... Na, una alta. Nici nu știu de ce le dezmembrează. Dar, interesant că găsești Seat-uri diesel cu kit Cupra pe el. Ha, ha, ha. That's a funny, no? Bă, nu te lega. Puterea e de peste 160 de cai, exact cât are Cupra din fabrică, Cupra dieselul. 160 de cai are. Aspectul e de Cupra. Pe exterior e un fere la bază, dar... Mai ales kiturile dacă la aero, pot. Ce bine arată pe un diesel. Mai ales când scoate fum. Aero, bine, dar aero am văzut pe Leon. Pe... Păi am văzut Ibiza. Și pizza. Nu, eu vorbeam de Leon. Nu vorbeam de Ibiza. De Leon. Da. Ce chestie. Cutia de viteze, în câte rapoarte? Nu te-am întrebat. 5. Deci numai 5 ai. 5 cu marșalier. 5 cu marșalier. Da. Ai 4 geamuri electrice, așa? Da. Toate sunt electrice. Alte funcții ce le are mașina? Dotări, pe lângă farurile cu xenon. E o mașină relativ ok, nu e neapărat foarte, foarte dotată. Airbag-uri în uși, nu știu dacă are în uși, nu m-am uitat ce drept. Avem un volan, avem un bord. Bine, legat de airbag-uri, ai și proiectoarele de ceață. Ăsta cruise control ai? Da. Pe el, no, bun, și ăla ai. Deci e ok, ai PSP-ul, ABS-ul, asta ți intră automat pe tracțiune 4x4. Da, avem o climă normală, nu avem climatronic, triplu, da. Nu știu cum, habar n-am. Nu trebuie. E ceea ce e chiar ok, 3 butoane și gata, nu trebuie 10.000 de butoane aici pe bord și complicații. Te-ai gândit la ceva investiții în mașină? Păi, o vopsire totală, ceea ce o să fie puțin costisitor. Dar asta e colantata, așa-i? Da. Că s-a văzut un pic pe ea, mi-am dat și-o seama și ați văzut și voi pe eleron că e mai... un pic se decojește vopseaua, nu grunduit, nu nimic. O dat direct vopsea albastră peste aia neagră și efectiv pușcă vopseaua și arată oribil din păcate. O să se repare, nu e o problemă. Da, se repare. Deci vrei să o decolantezi toată și... Ea la bază îi... neagră. Deci are un Subaru negru. E un negru perlat. Da, și aș fi curios pe partea asta când dai jos colantul,
Să vezi cum, cât de bine s-o lipit și cât de bine s-o păstrat vopseaua sub. Că am auzit unii au pățit-o, că au degradat vopseaua. Și eu aș fi curios să văd cum îți arată după. O să vedem. Știu. Am emoții și eu la partea asta. Nu-i nimic, o să mai vedem după toate modificările făcute. Motorul e ok, n-ai probleme, n-ai... Nu are niciun fel de probleme. Bun, motorul. Deci îți trage nici erori, nici nimic. Tot în regulă. Mă, mi-a părut bine, sper că și vouă v-a plăcut ce ați văzut. Ăștia suntem noi, ăsta e Subaru și vă zicem la revedere cu condiția să vă uitați la un alt video mult mai târziu, când mașina va fi altfel. O să vedem în viitor ce face cu ea. Ținem legătura. Orice întrebări adresați, poate vă răspunde, poate vă răspund. În comentarii, bineînțeles. Până atunci, subscribe la mine, dați share să vadă cât mai multă lume ce frumusețe are el și ce auz încântător poate provoca, adică la modul orgasmic, sunetul ăla de tobă. Și v-am lăsat. Numai bine vă dorim. Salut. Like. Da? Dați like, dați like. I'm a motherfucking man. I'm a motherfucking man.